Mii de călărășeni au participat în acest weekend la manifestările dedicate Zilei Diasporei și Zilei Marinei. Platoul din fața prefecturii a fost plin, oamenii participând în număr mare la spectacolele în aer liber oferite de organizatori. Au avut loc și festivitățile dedicate Zilei Marinei. Pomenească în Domnul. Lord.
Dumnezeu să cuvenească într-o împărăția sa. Bine credincios de pretutindeni, Dumnezeu să cuvenească într-o împărăția sa. Amin. Frații noștri, arhierei, el monah, preoțelul, diacon, diacon, monah și monahii, stupler bisericesc, Dumnezeu să cuvenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Thank you.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia. Plecătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Retine zi și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu. Pe carele l-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm și pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi marinari, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie! S-a făcut ca ai călcat moartea și pe diavolul ai sub pașii de viață lui tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiți într-o adormire, eroi, marinat și lucrător român din toate timpurile și toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre închisori pentru apărarea patriei și a ființii ortodoxe strămoșești, pentru trecerea neamului, pentru libertatea, demnitatea poporului român. Odihnește-le în locul vinatului pe deasă în rugă, de a putea poate durea acesta suspinarea. Și orice greșeau să nu știi prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-ne lor, Dumnezeu să iertă. Ca adormire veșnic odihnă, fă, Doamne, suflete adormiților, robilor tăi, eroi marinari, și de felul, Doamne, veșnică pomenire.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna cu scurea și veci veci la nimeni, pentru pomenirea eroilor Marina, Domnul Cuvânt.